Tot mai multe cazuri de gripe sezonieră și infecții respiratorii acute în instituțiile de învățământ din țară. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că săptămâna trecută au fost raportate peste 11.400 de cazuri de îmbolnăviri în rândul elevilor. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată că din numărul total de cazuri 4.764 au fost raportate în grădinițe, 6.637 în instituțiile de învățământ primar și secundar. De asemenea, în cursul săptămânii s-au îmbolnăvit 278 de cadre didactice și 96 de asistenți. A crescut și numărul de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 potrivit datelor structurilor locale din învățământ. Săptămâna trecută au fost înregistrate 174 de cazuri de COVID-19 în școlile și grădinițele din țară. Reamintim că la începutul celui de-al doilea semestru de școlarizare, Ministerul a trimis o circulară către toate instituțiile de învățământ din țară, prin care le-a îndemnat să îmbunătățească măsurile de prevenire a bolilor respiratorii și să încerce să reducă pe cât posibil riscul de îmbolnăvire.